Salutare, bun venit la un nou video. Am schimbat peisajul pentru câteva zile, mai exact 3 zile. Am venit la lac, la rulotă și am venit cu mașina, sunt cu hot tentul, cu cortul de glamping și cu sobița înăuntru. Ieri am ajuns, am stat ieri, azi și mâine pe la prânz vom pleca. Sunt împreună cu Raluca. O ieșire, așa cum am zis, pentru a mai schimba zona puțin. Trebuia să facem o tură în perioada asta, dar din anumite motive am amânat-o. Și dacă tot n-am mai plecat, am zis hai să ieșim totuși undeva. Iar în această perioadă, zona asta e foarte liniștită, foarte, foarte frumos, nu e nimeni în jur. Suntem singuri, lacul e superb aici lângă noi, chiar dacă e destul de jos, apa e destul de jos. Vara urcă până undeva în zona asta, până unde să, nu știu, exact aici la 5 metri de mine, până aici ajunge apa pe timpul verii. Iarna scade, undeva aici în coada lacului este și gheață, a înghețat. O să ies mai târziu cu canoia, am scos-o aici. Mulți dintre voi știți deja acest loc, pentru că mai sunt videouri făcute aici. Cum am zis, rulota o am aici și, cum am zis, e locul în care îmi țin rulota, locul în care mai fac cursuri din când în când, cursuri de camping și bushcraft și, bineînțeles, aici am construit și un adăpost care, după cum vedeți, l-am găsit dărmat. Nu știu exact din ce motiv. E o folie care nu e pusă de mine, dar o să o iau de acolo. Era un adăpost a frame făcut acum vreo 2 ani, neterminat, n-am apucat să-l termin, e greu să mă împart cu treburile și la cabană și aici, dar aveam de gând să-l termin, însă acum că e dărmat, nu-mi rămâne decât să strâng lemnele astea, să le pun deoparte și în speranța că nu le va arde nimeni între timp, să le folosesc la un nou proiect și să reiau adăpostul ori în aceeași formă, ori sub altă formă. Nu-mi dau seama exact de ce a fost stricat, cum a căzut. Nu-mi dau seama exact dacă... Nu înțeleg de ce l-ar strica cineva. Că nu încurca cu nimic. Nu a căzut niciun copac pe el ca să-l dărâme. Iar el era destul de bine prins, destul de solid. Totuși, nu știu. Singura variantă este că cineva a tras de el, da? A tras de ăsta și l-a desprins de acolo din copac și a căzut. Asta e. O să strâng în curând toate lemnele și o să le pun frumos deoparte și o să le pregătesc pentru un nou proiect, când voi avea timp și de el. Am scos canoia pentru a da o tură pe lac. Aici am ieșterit mai devreme o măsuță și curățat locul. Era niște scânduri sub terasa asta pe care am făcut-o. Am ieșterit o măsuță. Am măsuța aici undeva. Asta e măsuța. Măsuță foarte simplă, încă nu e gata, trebuie să mai pun niște ranforsări pe laterale. Nu e foarte stabilă. Da? Măsuță care o să vină aici. Uitați cum a înghețat apa. Este un bidon de apă pe care l-am avut în rulotă și a pocnit de la fund. Deci atât de frig a fost încât a pocnit și bidonul de plastic. Da, măsuța o să vină pus aici, în partea asta, și micul dejun, cafeaua, ceaiul, e un loc o să fie foarte practică. Când pun canoia, aici depozitez și canoia. Când țin canoia, măsuța o să fie în lateralul rulotei. Rulotă de care tot zic că o să mă ocup și sper să se vină rândul anul ăsta. Să o izolez așa cum trebuie, să-i fac niște protecții de pătrundere apei pe laterale, să-i pun niște benzi de protecție pentru a nu pătrunde apa în timp pe laterale. Bineînțeles și interior sunt multe chestii de rezolvat, de modificat și să fac un loc cât mai plăcut pentru ieșirile de camping pe timp de vară în special. Dar mi-a venit o idee dar și pe timp de iarnă și chiar mă gândesc să-i adaptez un sistem fotovoltaic, un mic sistem fotovoltaic pentru a avea curent tot timpul. Deasupra trebuie să-i pun o plasă, nu în genul ăsta, o plasă mai rezistentă pentru a o proteja de toate crengile care cad de la pomii din jur. Și cel mai bun exemplu e această creangă care a căzut de undeva de sus, a intrat pe aici și a trecut pe dincoace. Mai devreme, acum câteva luni în toamnă, mi-a perforat și zona de aerisire, trapa de la rulot, o creangă de genul ăsta. Deci nu prima trapă pe care o vedeți, următoarea mai e una dincolo. Asta e de la baie. Și o plasă, dacă îi pun o plasă deasupra, cred că o să rezolv problema cu aceste crengi care cad și pot să strice rulota. Cum am zis și cu alte ocazii, o rulotă pe care eu nu umblu cu ea, nu e înmatriculată, o țin doar pentru locul ăsta de lângă lac și pentru a veni aici și mă bucura de natură. O vreme foarte calmă, mai devreme a picurat a ploaie, sunt temperaturi pozitive, nu mult peste 0 grade, dar nu e cu minus. Aici avem lemnele de foc, bineînțeles lemne uscate, chiar semi-putrede, pe care le-am adus ieri din pădure. O să mai aduc o serie astăzi. Focul, mașina și acolo cortul. Super lux. Nu am ieșit niciodată la camping în felul ăsta, dar pe timpul iernii merge foarte bine. Totul la îndemână, acolo zona de bucătărie cu tot ce ne trebuie, scule, unelte și aici zona de dormit. Dimineața chiar am făcut cafeaua și micul dejun în interior. Cortul l-ați mai văzut în două videouri, într-un video în care l-am desfăcut prima dată și video în care am mutat sobița. Nu vin, aici e o adaptare făcută de mine, nu vine așa din fabrică. E un cort de la Nature Hike, dacă sunteți interesați o să las și link în descriere. Au mai multe variante, sunt și variante cu loc pentru horn, deja făcut de ei. Eu nu am acea variantă de la ei și am trebuit să adaptez. Am folosit o sobă de saună de camping, de la Morj și accesoriul ăsta pe care l-am cusut aici. Și în felul ăsta am, într-un cort simplu de glamping, am făcut un hot tent perfect pentru campingul de iarnă. E un cort din canvas. Chiar sunt curios, astăzi dacă o să plouă după amiază mai tare, sunt curios cum o să se comporte în condițiile astea de ploaie. Un cort din bumbac, mai exact, da? Să vorbim pe românește. Haideți și în interior. Aici e zona cu soba, care face super căldură. Se închid tirajul. Se înfierbinte atât de tare încât se înroșește. Burlanul ăsta și zona asta deasupra sobei se înroșește. Deci am pus câteva bucăți de scândură pentru a nu se fierbânta podeaua cortului, un șamat destul de solidă. Lemne, rezerva de lemne, câteva sticle cu apă să nu înghețe peste noapte. Aici o lampă din asta pe baterii de camping și un bec pe USB pe care îl conectăm seara la acest power bank și avem lumină pe timpul pe timpul nopții, seara de fapt, că noaptea nu-l ținem aprins, noaptea dormim. Zona de dormit, place de dormit, acolo tot felul de chestii de ale Raluca, chiar am adus și perde de la rulotă, cât am avut perne în rulotă le-am adus, acolo câteva lucruri de ale mele, foarte, foarte mult spațiu. Da? Și de desubt avem și saltele, izoprene și vreo două pături. Lux, frate, luxul de pe lume. Așa tot să stai la camping. E un kit de camping pe care mi l-am dorit de mult timp și sunt tare bucuros și mulțumit că în sfârșit îl am și îl pun în practică. Ce ne mai trebuie aici este un ventilator termic care se pune pe sobă și împrăștie aerul cald în restul încăperii. Și asta pentru că jos e rece și sus e foarte cald. Un fenomen normal de altfel, pentru că aerul cald urcă, dar cu un ventilator de felul ăla, aerul cald va fi împins mult spre zona de dormit. Și în felul ăsta o să fie mult mai cald la nivelul solului. Diferența de temperatură e foarte mare. Sus câteodată se fierbântă țeava asta de abia poți să ții mâna pe ea, iar jos, na, nu-i poți zic că e frig, dar diferența e mare, e foarte mare. Încă o chestie pe care o am de rezolvat astăzi, de fapt au fost două, dar una am rezolvat-o deja. S-a terminat bateria la una dintre camerele video, camerele de supraveghere pe care le am aici și m-am urcat aseară, am scos camera și am încărcat-o de la un powerbank. Asta era una dintre probleme. Dar ca să nu mai apară problema asta, trebuie să rezolv a doua problemă, și anume să fac o prelungire la fierăstrău și să tai toate crengile deasupra acelui panou solar. Undeva acolo e un mic panou solar care alimentează camera de supraveghere. Exact așa am și la cabană și sunt mereu 100% bateriile. Dar aici, pentru că crengile deasupra mi obturează lumina, cel panouaș nu face față, nu încarcă cum ar trebui și se întâmplă ca și la un anumit timp camera se descarcă. Să vii să fii de scară, să nu cad. A? Ce mâncăm? Cuscus? Da. Mm? Da, da. Ai pus baterie nouă? Da. Merge? Văd că da. Ai văzut? Fac figuri astea de la baterie. Da, da, așa. Nu am mai făcut. Să-ți zic că riperi aia. Faci cuscuz cu legume? Da. Super. A venit seara, plimbarea cu canoia am lăsat-o pe mâine dimineață, după micul dejun. Pregătim cina, apoi la cort. M-a pus un pic pe gânduri treaba asta cu adăpostul a stricat. Nu-mi dau seama de ce l-a stricat cineva. Cert e că deocamdată nu mă apuc să construiesc altul sau altele până nu restricționez cumva accesul aici în zona asta. Să mai tai câteva lemne, să refac provizia de lemne din interior și restul care rămân e suficiente pentru seara asta, să le ardem afară. Mai e un pic? Mai e un pic. E gata cafeaua. Bună dimineața! Ultima zi. Am dormit super bine. Foarte, foarte bine a fost. Foarte confortabil. În sacul de dormit. Raluca, tu cum ai dormit? Super. Tu ai dormit tu cu 2 saci. Da. Poate vă întrebați ce rol mai au saci de dormit sau ce rol mai are soba. Dacă avem saci de dormit, de ce avem sobă? Sau dacă avem sobă, de ce avem saci de dormit? E bine, soba ține cald, se face cald și acum e foarte cald și bine. Doar cât e focul aprins. Și odată ce adormi, focul se stinge și e ca afară apoi. Adică, na, cortul e cort. Material subțire, nu ține căldura în interior. Și după aia nu mai e glamping, nu mai e camping de lux, e camping normal. Și ai nevoie de echipament adecvat, sac de dormit și tot ce trebuie. Plus că am folosit lemne rășinoase care ard foarte repede. Dacă aveam un fag sau un lemn de esență mai tare, ținea focul mai mult. Dar așa, astea se consumă foarte, foarte repede. Am umplut soba, într-o oră s-a dus focul. Omii face micul dejun, niște ochiuri, și apoi dăm o tură cu canoia, după care strângem și plecăm. Hai în gheață! Mi-e frică! Hai la gheață! Putem să rămânem blocați! Rămânem blocați, zici? Da! Așa crezi? Da! Hai să încercăm. Pe bune. Da. Hai, dă-i în față, dă-i în față. Așa, așa, așa. Să vedem dacă rămânem blocați. Să vedem ce fac. Nu vreau. Dă-i cu forță. Nu dau, nu mai dau. Ce mișto. Pur și simplu te joci cu focul acesta. Uite ce fain se crapă. Cel puțin aici e subțire, dar mai în față, uite, vezi unde e mai albă, acolo e mai groasă. Ce abrupte sunt malurile astea. Acum, vara e apa până sus, până la copaci. O, e mai groasă aici, uite, ce mișto. Parcă suntem într-un fiord din ăla, prin Alaska. Da. Un scurt update de aici, de la base camp-ul de lângă lac, dar vedeți și celălalt video. Video filmat mult mai artistic și postat înaintea acestuia. Material cu toate activitățile pe care le-am făcut aici, mult mai în detaliu și, cum am zis, am încercat să fac o filmare ceva mai artistică. Acesta e un vlog, un update și țineți aproape. Ne vedem în curând cu noi videouri din natură. Toate bune!